Biblia este cuvântul lui Dumnezeu dăruit oamenilor. Deși credincioșii sunt implicați foarte mult în răspândirea Scripturii în format tipărit, încă este nevoie de Biblie. Avusesem în timpul școlii experiențe în zona de sud a României, mergând la micile biserici pe care le-am vizitat acolo, să văd oameni care nu aveau Scriptură, oameni care nu știau, nu înțelegeau. Și asta m-a determinat să mă implic împreună cu fratele Fazeca și în lucrarea aceasta și să facem cât ține de noi, cât e posibil, ca Scriptura să ajungă la cât mai mulți oameni. Dacă astăzi în România există o mare diversitate de Biblii, în perioada comunistă lucrurile au stat altfel. În copilărie mi-aduc aminte că aveam acasă o singură Biblie. Cei ce au prins vremea comunismului mai bine decât mine știu ce însemna să ai o Biblie în casă și cât de greu se puteau procura Bibliile și materialele religioase. Noi aveam o Biblie mărime mică, astăzi noi o numim mărimea de buzunar, era cu coperți verzi din polietilenă. E Biblia pe care am citit-o și eu, au citit-o și frații mei și părinții. Societatea Biblică din România, cu sediul în Oradea, a început să funcționeze de la sfârșitul anilor 90, sub numele de Misiunea Română Pentecostală, iar din 2005 și-a schimbat denumirea. Din anul 1999, de când am început să lucrez pentru Societatea Biblică, deși atunci lucram sub o altă denumire, Misiunea Română Pentecostală, am reușit să tipărim foarte multe Biblii, diverse mărimi, modele, variante și economice, și cu piele, copertă, cu fermoar, fără fermoar. De asemenea, am tipărit multe Noi Testamente, foarte multe Noi Testamente. De-a lungul timpului au fost tipărite aproximativ 500.000 de Biblii și Noi Testamente, iar oferta s-a diversificat. Era un depozit de Biblii, de 10.000 de Biblii. Apoi, în fiecare an, am tot tipărit tot mai multe Biblii, tot mai diverse. Am început cu o ediție economică a Bibliei, varianta mijlocie, așa cum o numim noi, o mărime mijlocie, o ediție economică, dar ulterior am tipărit și Biblii îmbrăcate în piele, ediții frumoase, așa cum le numim noi astăzi, edițiile de lux. În oferta societății se mai află Biblii bilingve, Biblii pentru femei, pentru copii, broșuri evanghelistice, cărți de cântări și literatură creștină care se adresează în special evanghelicilor. Am în partea mea dreaptă standul de prezentare a Bibliilor cu tot ceea ce avem acum disponibil. Sunt Biblii pentru absolut oricine, toate modelele, toate mărimile. De exemplu, avem Biblia pentru femei, Biblii pentru copii, avem Noi Testamente, Biblii mărimi mai mari, mai mici, Biblia cu concordanță și explicații este una dintre cele mai apreciate și citite și căutate variante de Biblie. Pe lângă textul biblic, traducerea Cornilescu, sunt foarte multe note explicative, noua traducere a Bibliei și, de asemenea, avem aici expuse Bibliile bilingve română-germană în diverse culori, Biblia bilingvă română-engleză, cărțile de cântări, cântări de cult, imnuri. Cei implicați în proiectele Fundației Orădene vorbesc despre motivația implicării în lucrare. E plăcut să descoperi fascinanta lumea a Bibliei, care orice am face este fațetată oarecum cultural și de traducerile Bibliei pe care noi le-am avut până acum. Dincolo de toate, la urma urmei, este și o onoare să lucrez cu Cuvântul lui Dumnezeu și să pot oferi cititorilor, credincioșilor sau mai puțin credincioșilor Cuvântul lui Dumnezeu. Lucrez cu drag aici, cu dăruire, pentru că din acest loc putem să răspândim Evanghelia atât în țară cât și în străinătate. Fundația Societatea Biblică din România are ca scop principal tipărirea și distribuirea de Biblii. Rolul unei astfel de organizații a societății biblice este de a produce Biblii pentru toată lumea, Noi Testamente, materiale evanghelistice, de a le pune la dispoziția comunității, a bisericii, a pastorilor, a slujitorilor și a oricui vrea să răspândească Evanghelia, Cuvântul Domnului. Societatea Biblică din România își desfășoară activitatea în Oradea prin editura Metanoia și librăria Metanoia.